Agenția pentru plăți și intervenții în agricultură a început să efectueze plata ajutorului de stat pentru motorina aferentă trimestrelor 3 și 4 ale anului trecut. Plățile aferente ajutorului de stat la motorina utilizată în agricultură se fac pentru cantitățile de motorină utilizate în perioada iulie-decembrie 2020. Pentru trimestrul 3, 17.249 de fermieri vor primi în total peste 197 milioane de lei, iar pentru ultimele 3 luni ale anului trecut, suma alocată în valoare de peste 105 milioane va fi distribuită pentru 13.644 de beneficiari. Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură Mehedinți aduce la cunoștința fermierilor interesați faptul că a efectuat plata pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrele 3 și 4 anul 2020. La nivelul centrului județean Mehedinți avem înregistrați un număr de 124 fermieri în trimestrul 3 și 106 fermieri în trimestrul 4, fermieri pentru care se va plăti suma de 1.493.943 lei pentru trimestrul 3 și suma de 1.073.730 de lei pentru trimestrul 4. În cadrul plăților pentru trimestrul 3, valoarea ajutorului de stat pentru sectorul vegetal este de peste 178 de milioane de lei, valoarea pentru sectorul zootehnic este de peste 13 milioane de lei, iar cea pentru sectorul îmbunătățiri funciare este de peste 5 milioane de lei. Iar în cadrul plăților pentru trimestrul 4, valoarea ajutorului de stat pentru sectorul vegetal este de peste 91 milioane de lei, cea pentru sectorul zootehnic este de peste 12 milioane de lei, iar valoarea plăților pentru sectorul de îmbunătățiri funciare se ridică la peste 599 milioane de lei.